Peste 500 de angajați ai Regiei Autonome pentru Activități Nucleare au organizat astăzi un marș de protest într-o severin. Aceștia au adus pancarte în formă de cruce cu mesaje atât împotriva guvernului, cât și a premierului Victor Ponta. Conform actelor normative aprobate de guvern, RAN se va închide controlat, iar angajații ar urma să primească până la 24 de salarii medii pe economie. Protestele salariaților de la RAN au început în 13 iulie. Regia autonomă pentru activități nucleare, care este unicul furnizor de agent termic pentru municipiul Drobeta Turnu Severin, prin platforma Romag Termo, și-a reziliat contractul de furnizare agentului termic în Drobeta Turnu Severin în 17 februarie 2015. Astfel, conform actului furnizarea acestuia dar și apa caldă, urmează să fie oprite în municipiu de la sfârșitul lunii august. Închiderea controlată a RAN înseamnă disponibilizarea majorității salariaților, care ar urma să primească în funcție de vechime, până la 24 de salarii medii pe economie, drept, plată, compensatorie.